Un clujean a fost la un pas de a fi strivit de propria căruță ieri seară după ce a ajuns într-un șanț de 2 metri, săpat în mijlocul drumului. Nu numai că zilele trecute o femeie cu un copil în brațe a căzut într-unul dintre aceste șanțuri, iar apoi mașina unui locuitor a rămas împotmolită pe stradă. A venit și rândul unui căruțaș să se răstoarne cu atelajul tras de un cal în șanțul din mijlocul străzii. Bărbatul a fost destul de inspirat încât să sară din căruță, astfel că nu a fost prins sub atelaj. Din nefericire, calul a rămas împotmolit în șanțul adânc, fiind nevoie de intervenția pompierilor. O auto specială de descarcerare a pompierilor s-a deplasat de urgență la fața locului. Din cauza străzii pline de șanțuri, avansarea autospecialei a fost imposibilă, astfel că echipajul s-a deplasat pe jos.